Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău a venit cu o reacție după ce purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că Rusia a ajutat tot timpul Republica Moldova, iar acum este acuzată că ar fi un stat agresor. Diplomația de la noi susține că fiecare moldovean care a stat în beznă știe de ce s-a întâmplat acest lucru. Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene a scris că războiul din țara vecină trebuie să înceteze imediat, deoarece afectează serios și cetățenii din țara noastră. Fiecare moldovean care a stat în beznă, întuneric și frig știe bine de ce s-a întâmplat acest lucru. Nu trebuie să ne spună Moscova despre asta. Am simțit fiecare pe pielea noastră consecințele acestui război brutal, indiferent de preferințele noastre politice și geopolitice. Atacurile masive ale Federației Ruse asupra infrastructurii energetice a Ucrainei afectează serios și securitatea energetică a țării noastre. Iar acest război trebuie oprit și se înceteze imediat. Declarația vine după ce acum două zile Kremlinul a afirmat că Moscova urmărește cu atenție situația din Moldova, negând că Rusia ar fi implicată în deficitul de energie electrică de la noi. Cine a lăsat cetățenii Republicii Moldova în întuneric și frig? Rusia? Atâția ani am ajutat, livrându-le și asigurându-i cu tot ce este posibil, primind cetățeni moldoveni, oferindu-le de lucru. Aceasta a fost o investiție în economia Republicii Moldova în toți acești 30 de ani. Cetățeanca României, Maia Sandu, nu știe asta. Ce a făcut ea pentru poporul ei? Noi vedem că tentativele de a băga în conștiința prietenosului popor moldovenesc imaginea de agresor a Rusiei nu funcționează. Cu regret, observăm că Vestul continuă cu ajutorul autorităților de la Chișinău să bage țara într-o campanie antirusească. Scenariul este asemănător celui care a fost în Ucraina, curățarea spațiului informațional de părerile incomode, represiunea politică, rusofobie arzătoare, statutul de neutralitate, legături cu NATO. Toate acestea le fac politicienii care s-au alimentat din treuca vestică. Reprezentanții președinției ne-au scris într-un mesaj că nu comentează declarațiile. În data de 23 noiembrie, după ce infrastructura civilă și energetică a Ucrainei a fost supusă unui nou bombardament, iar drept urmare în țara noastră s-au produs întreruperi masive de energie electrică, președintele Maia Sandu a declarat că Rusia a lăsat Moldova pe întuneric. Războiul Rusiei în Ucraina omoară oameni, distruge cu rachete blocurile de locuit și infrastructura energetică. Atacurile continuă și acum în Ucraina. Oamenii își scot răniții de sub dărâmături și își plâng apropiații decedați. Viața oamenilor nu poate fi întoarsă înapoi, a scris Maia Sandu într-o postare pe Facebook. Potrivit autorităților, bombardamentele rusești asupra centralelor electrice din Ucraina au dus la întreruperi în țara noastră pentru că sistemele energetice ale Moldovei și Ucrainei sunt conectate între ele. În 24 noiembrie, ambasadorul Rusiei în Moldova, Oleg Vasnețov, a fost la Ministerul de Externe, unde a fost convocat de ministrul Nicu Popescu pentru a exprima protestul împotriva atacului cu rachete asupra infrastructurii energetice ucrainene. Anterior, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat că Moscova nu este implicată în deficitul de energie electrică din Moldova, precizând că Rusia este întotdeauna învinuită pentru tot.